Această rubrică este oferită de Mecon. În anul 1502 s-a născut Papa Grigore al XIII-lea. A fost un papa al Romei din anul 1572 până în anul 1585. În anul 1539 a intrat în serviciul bisericii. În 1558 a fost ales episcop de viște, iar din anul 1565 a devenit cardinal. Unul dintre cele mai mari merite ale sale a fost actualizarea calendarului Iulian în anul 1582. Actualul calendar îi poartă numele calendar gregorian. În anul 1881 s-a născut Ion Minulescu. A fost poet și prozator român, reprezentant important al simbolismului românesc. Ion Minulescu este numit director general al artelor în anul 1922. În anul 1916 s-a născut Elena Ceaușescu. A fost politician comunist român, soția președintelui Republicii Socialiste Române, Nicolae Ceaușescu. În anul 1964 s-a născut Nicolas Cage, este actor american laureat al Premiului Academiei Americane de Film în anul 1996 pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru rolul său din filmul Living Las Vegas. În anul 1985 s-a născut Bănel Nicoliță. Este fotbalist român cunoscut pentru activitatea sa de la Steaua București. Pe data de 1 noiembrie 2006, Bănel Nicoliță a reușit să înscrie un autogol celebru într-un meci din cadrul etapei a patra a grupei E din Liga Campionilor, sezonul 2006-2007, dintre Real Madrid și Steaua București. În anul 1943 a murit Nicola Tesla. A fost inventator, fizician, inginer, mecanic, inginer, electrician și unul dintre promotorii cei mai importanți ai electricității comerciale. Tesla este considerat ca fiind un important om de știință al sfârșitului de secol al XIX-lea și al începutului de secol al XX-lea. În anul 1958 a murit Petru Groza. A fost avocat și om politic român interbelic. Și după al doilea război mondial, prim-ministru în primele guverne comuniste ale României, între 1945 și 1952. La data de 30 decembrie 1947, împreună cu Gheorghe Gheorghiu Udej, Petru Groza l-a forțat pe regele Mihai Sabdice, în cursul aceleiași zile proclamând în mod ilegal și neconstituțional în Parlament Republica Populară. În anul 1953, președintele american Henry Truman a anunțat public faptul că Statele Unite ale Americii au dezvoltat prima bombă cu hidrogen din lume. În anul 1990, turnul din Pisa este închis pentru siguranță pentru vizitatori, înclinarea devenind prea periculoasă. Lucrările de renovare vor dura până pe data de 15 decembrie 2001. În anul 1999, în fața Senatului Statelor Unite ale Americii, începe punerea sub acuzarea președintelui Bill Clinton. Acesta este acuzat de sperjur și obstrucție a justiției în urma afacerii Lewinsky. Această rubrică a fost oferită de Mecon.